Au fost în jur de 70-80 de pacienți, pasageri. Tot la ProTV avem o reporteriță care culcă pacienții cu pasagerii. Colega noastră Florentina Bălășeu se află la aeroportul internațional Henri Coandă și ne oferă detalii. Florentina, bună dimineața! Bună dimineața, Andreea Mihai, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Aeronava cu destinația New York a decolat în urmă cu aproximativ o oră. Au fost în jur de 70-80 de pacienți, pasageri. Au fost în jur de 70-80 de pacienți, pasageri. Vă spunem noi ce se întâmplă. Reporterița e specializată pe sistemul medical. Transmitea în general de la spitale. Ei, și acum au trecut-o pe deplasări externe. Normal că pasagerii au devenit pacienți.